Biblioteca Județeană Ovidensușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Cultură și Artă din județul Hunedoara, organizează un eveniment cultural literar dedicat Zilei Internaționale a Poeziei. Astfel, în data de 21 martie la ora 17 la sala de lectură, va avea loc o emoționantă întâlnire cu poeți hunedoreni, care vor prezenta publicului poezii din creația proprie. În această zi, în întreaga lume, poezia va fi în centrul atenției tuturor celor care o iubesc și o consideră esențială pentru îmbogățirea lor spirituală. Ziua de 21 martie a fost proclamată în anul 1999 ca Zi Internațională a Poeziei de către UNESCO. Întâlnirea cu poezia este întotdeauna un prilej de bucurie pentru suflet. Este un prilej de a crea o apropiere unică între poeți și cei care iubesc universul liric. Poeții hunedoreni care vor cinsti prin creația lor Ziua Internațională a Poeziei sunt prietenii constanți și sincerei bibliotecii noastre, poeți pentru care biblioteca este a doua casă, o casă primitoare ce le oferă ambianța propice de a-și deschide sufletul prin versurile pe care le-au creat cu talent și inspirație. Ambianța poetică realizată de organizatorii evenimentului va fi completată cu o serie de panouri pe care se vor găsi cele mai reprezentative creații ale poeților hunedoreni. Această întâlnire cu poezia, la început de primăvară, se dorește a fi o nouă modalitate de racordare a bibliotecii noastre la viața culturală de bună calitate. Cuvintele poetului Tudor Arghezi sintetizează cum nu se poate mai bine ce înseamnă pentru noi poezia și de ce ținem să o omagiem an de an. Poezia este copilul care rămâne în sufletul adolescentului, al omului matur și al bătrânilor, peste durere, dezamăgire și suferință, a declarat Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene Ovidensușanu Hunedoara Deva.